Am vorbit și cu colegii mei, am vorbit și cu autoritățile și am înaintat public către administrația prezidențială o solicitare, cred că ultima solicitare de dialog. Președintele Iohannis trebuie să ne asculte și trebuie să își rectifice declarațiile nefericite pe care le-a dat joi. De aceea trebuie fiecare de aici, din noi, dintre noi, să promitem că miercuri la ora 18 suntem în fața Palatului Cotroceni și mai aducem cu noi încă 4-5 prieteni și oameni care susțin proiectul Unirii. Miercuri, ora 18, în fața Palatului Cotroceni, manifestația autorizată, dar sperăm ca președintele Iohannis să audă vocea noastră și sperăm ca administrația prezidențială să înceapă acțiunile pentru Unire!